Revoluția propriu-zis a fost, a luat naștere atunci când la mesele de sărbători mama pregătea acele prune cu smântână. După care a fost ideea de a le acoperi cu ciocolată artizanală acasă și am venit ideea, văzând că oaspeții le place foarte mult, a venit ideea de a le lansa în comerț. Circa 7 ani în urmă am inițiat primul export în România, după care am dezvoltat peste în Bulgaria, ducem în mod repetat, avem experiența de livrare în Irlanda și până și în Statele Unite Americii. Cu suportul Uniunii Europene am reușit să facem un refresh al ambalajelor și al aduce la o normă internațională pentru a se conforma cu legislația europeană. Ceea ce ne-a ajutat foarte mult să fim conform și atractiv pentru partenerii din exterior. Capacitatea de producere este de circa o tonă pe zi.